Măsurile de prevenire a infecțiilor de coronavirus rămân literă de lege și pentru posturile vamale din țară. Ieri, la punctul de trecere a frontierei Leușeni, a avut loc un proces amplu de igienizare. O companie specializată a dezinfectat zonele cu fluxuri mari de pasageri, încăperile și echipamentele de control. Fiecare zonă a fost dezinfectată minuțios cu substanțe corespunzătoare. Astfel, pavajul, pardoselile, pereții, ușile, mobilierul și echipamentele tehnice au fost igienizate. Pentru siguranța participanților la traficul transfrontalier și a funcționarilor din prima linie, cum sunt vameșii, polițiștii de frontieră, Serviciul Vamal desfășoară sistematic acțiuni de control și prevenire a infecției. Vama Leușeni este cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei. În ultimele 24 de ore aici s-au înregistrat 1330 de traversări.